Întâmplare aparent banală scoate la iveală o poveste terifiantă în județul Vâlcea. La 21 de ani de la moartea unei fetițe care ar fi avut sida, rudele au descoperit că sicriul acesteia este gol. Urmau să-i așeze osemintele lângă tatăl său care s-a prăpădit acum. Oamenii au alertat procuratura și se gândesc la toate variantele posibile. Cea mai fericită ar fi aceea potrivit căreia fata trăiește și a fost adoptată în străinătate. La vremea respectivă, ea ar fi fost pusă în coșciuc chiar de la spital, iar rudele au fost sfătuite să nu-l deschidă. Înainte să își dea ultima suflare, părintele a cerut să fie îngropat alături de fiica lui, care s-ar fi stins acum 21 de ani. În aceste condiții, rudele au decis să deschidă sicriul copilei ca să ia osemintele și să le așeze lângă tatăl ei. Când au ridicat capacul, au încremenit. În coșciucul fetei erau doar niște haine de adult. Șosete, lenjerie intimă de femei și o pânză întinsă și doi papuci. Atât a fost în... Nici urmă de oasele. Nici o bucățică de os. Chirus de damă și cârpe rupte. Atât. În sicriu era... Și în timpul ăsta tatăl a suferit după fata. Da, el a murit cu gândul că trăiește fata. Soții Dumitrașcu au avut 5 copii. Flori, cea mai mică, a fost dusă la spitalul Victor Babeș din București de mama ei, care i-a spus apoi soțului că fata are sida. Câteva luni mai târziu, bărbatul a fost chemat în capitală să ia trupul fetei. Omul a primit un sicriu sigilat. A sigilat-o, o sfata, zice să nu desfaceți. Cine a zis să nu desfacă? De acolo. Și nu găsește niciun... Să nu desfacă sicriul? Da. Că zice, e bolnavă de sida. Ce credeți că s-a întâmplat cu fata? Credeți că e moartă? A vândut-o fata. 21 de ani a plâns-o Ion pe Flori și, spunea lui, a crezut mereu că ea trăiește totuși. Dintr-o dată, rudele se gândesc că este posibil ca omul să fie avut dreptate. Și-au amintit că în acea perioadă, în comună, au venit mai mulți străini, care voiau să cumpere copii. Acum dau vina pe mama fetiței, mai ales că și sora lui Flori a fost la un pas de adopție. Femeia, care între timp și-a refăcut viața, își amintește doar că niște canadieni au venit să o înfieze pe cea mică. Bill și Carrie în față din Canada au venit la poartă și atunci am depistat. I s-au făcut niște analize la București și au zis că are HIV. Nu știu, așa am știut până acum. N-au mai vrut-o pentru că avea HIV. Da, ne-au dus acasă și după aia am internat-o. Șocat de cele întâmplate, Florin, fratele cel mai mare, acum în vârstă de 30 de ani, este convins că sora lui nu a fost bolnavă și nu a murit. Boala fetei ar fi fost doar un pretext pentru ca ea să fie scoasă din țară prin intermediul unei rețele de trafic de copii. Bărbatul a găsit în casă o hârtie veche de 28 de ani, din care rezultă că și el avea sida. Habar n-am avut, acum am rămas șocat când am văzut. Păi nu mai existam de mult dacă aveam sida. Tu ai luat vreodată vreun tratament? Niciodată în viața mea. Căutând răspunsuri, Florin și-a sunat mama. După tine așa de mare, ce crezi, ce părere ai? Trăiește sau nu trăiește? Eu cred că trăiește, mami. Și tu ce crezi, că ea de la spital a dat-o așa cu acte false, cu jmenerie, că s-au făcut jmenerii în 94? Eu așa cred, m-am prostit, eu tânără, ce m-au zis, aia am crezut. Polițiștii au cerut o fotografie de-a fetei. Vor să o proceseze pe calculator și să încerce să afle cum arată acum, ca să fie dată în urmărire. Cătălin Radu Tănase este în județul Vâlcea cu detalii despre acest caz uluitor. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Bietul Ion Dumitrașcu a avut o bănuială că lucrurile sunt cu sute coață albă încă din momentul în care i s-a dat sicriul sigilat al lui Flori și i s-a spus să nu umble sub nicio formă înăuntru, să nu-l deschidă și să nu-și vadă fata. Din nefericire a fost nevoie ca omul să-și dea obstecul sfârșit, să fie înmormântat și atunci cei din comună din Peșceana să descopere că de fapt îngroapă sicriul în care ar fi trebuit să se afle rămășițele lui Flori era de fapt gol, câteva bucăți de cârpă și o pereche de papuci. Apoi aceiași oameni din Peșceana și-au adus aminte că prin anii 90 umblau prin comună foarte mulți străini care vroiau să adopte copii. S-adresau în special femeilor și familiilor nevoiașe care creșteau mulți copii și nu prea aveau resurse materiale. Pe de altă parte, la scurt timp după dispariția lui Flori, fetița de 5 ani, mama ei și-a refăcut viața, însă a avut grijă ca în momentul în care a plecat de aici, din comuna Vâlceană, să ia din casă, spune Florin, băiatul cel mare, toate fotografiile în care apărea și fetița. Iar ca lucrurile să fie și mai dihai... Poate fi bănuită și mama, cum că știa de acest lucru, cum că ea ar fi participat la vânzarea copilului?
Depinde cum vrei să o iei, Andreea. De presumția de nevinovăție se bucură fiecare cetățean al României. Dar pe de altă parte, aceste fotografii lipsesc. Femeia a plecat în celălalt capăt al țării să-și refacă viața. N-a mai vrut să audă de fostul ei soț. Și spuneam ceva mai devreme, ca lucrurile să fie mai dihai, Florin a descoperit cu stupoare în momentul în care a venit în casa părintească și a umblat prin hârtiile, actele păstrate de tatăl său, să găsească o adeverință prin care, în urmă cu 21 de ani, și el fusese diagnosticat cu HIV. Mă rog, nu există nicio parafă sau ștampilă de medic, dar este luat cumva în evidență, fusese luat cumva în evidența unei fundații care se ocupa de bolnavii de SIDA. Ori au trecut atunci 21 de ani, niciun fel de semn de boală, niciun fel de simptom. Ori omul este perfect sănătos.